Este primăvară, doamnele laborante au ieșit uh, pentru a efectua unele lucrări. În fața mea este domnul? Moraru Dorin. Sunteți șeful fermei? Da, de material săditor, la stațiunea de cercetare Viticolo Este momentul propice pentru astfel de lucrări? Se fac tăierile de primăvară la implantațiile de vie. Inițial suntem într-o plantație de coarde altoi, furnizoare de coarde pentru altoit. Vă pot arăta cum se fac lucrările, cum se face lucrarea în sine. Se aleg coardele mai sănătoase, de regulă 3 sau 4, mergem pe 3 sau 4 lemne. Forma de conducere este forma clasică pe care mergem noi, pentru că avem temperaturi mai scăzute iarna și îngheață. Mergem pe o formă clasică, 3-4 lemne. Tăierile se fac 2 cepi, se lasă de jos 2 cepi de bază, din care avem coardele necesare pentru anul următor și se reduce lemnul bătrân cum se vede aici, sub prima sârmă, da? să nu depășească sârma portantă, se lasă 3-4 lemne din cep de anul trecut, din lemn de anul 2, ca să fie lemn de rod. În cât timp ar trebui să executăm aceste lucrări? Deci se execută primăvara, bineînțeles cum ne lasă timpul, după primul de gheț, deja se poate apuca de tăiat. Se fac tăierile, după care se leagă și Începe lucrul propriu zis copca, tăiatul, legatul, până în Paște, cum se zice, ar trebui viile să fie legate și pregătite pentru noul an.